Un influencer celebru pe TikTok, supranumit Adrian Elicopter de Luptă, a fost prins băut la volan în Pitești după o urmărire ca în filme. Tânărul de 22 de ani, care culmea este și student la Academia de Poliție, a refuzat să oprească la semnalele polițiștilor. În acel moment se afla în mașină împreună cu iubita lui, cunoscută și ea în mediul online, dar și cu fratele său, reținut ulterior de agenți pentru ultraj. Diana Speretoiu ne spune exact cum s-a întâmplat totul. Bună ziua! Totul a început după ce polițiștii de la rutier au văzut o mașină care a întors pe linie dublă continuă. I-au făcut semn șoferului să oprească, însă acesta și-a continuat drumul ignorând semnalele polițiștilor. Cu auto special a poliției pe urme, cele patru persoane care se aflau în mașină, când n-au mai avut unde să înainteze, au coborât și au fugit printre blocuri. Au fost prinse însă după ce polițiștii au cerut întăriri la fața locului. Primul care a fost prins a fost șoferul auto turismului. Polițiștii au aflat și motivul pentru care acesta nu a oprit la semnalele lor. Acesta băuse înainte de a se urca la volan. Șoferul este cunoscutul influencer Adrian Dumitru. De asemenea, a fost prins și fratele acestuia și el se afla în mașină. Fratele youtuberului însă a fost arestat preventiv pentru 30 de zile și este cercetat penal pentru ultraj pentru că s-a împotrivit când a fost identificat de polițiști. Le-a adresat injurii oamenilor legii și a amenințat, așa că acum este cercetat pentru ultraj.